Am revenit, dragi prieteni, bine v-am regăsit pentru cei care v-ați așezat în fața micilor ecrane un pic mai târziu. Spuneam înainte de pauza publicitară că o să am ca invitat o viitoare colegă, o fostă și viitoare colegă. Și zic bine acest lucru pentru că eu cu agreabila făptură din fața mea am mai fost coleg la o altă televiziune, acolo unde ea a mai avut un proiect la fel ca acesta pe care vi-l propune începând cu ziua de azi, cu seara de azi. Tot o emisiune de dedicații muzicale, emisiune care la televiziunea respectivă s-a bucurat de un mare, mare, mare succes. Știu că atunci noi cameramanii stăteam pe rând, noi operatorii de imagine, așa, titlul oficial, stăteam pe rând la telefon și discutam cu cei care doreau să facă dedicații și dădeam legătura în platou, se înroșeau telefoanele. Fix același lucru îl dorim și în cazul noului proiect. Însă, pentru început o să rog pe prietenul și colegul și DJ-ul de azi, Ovidiu, aflat la butoanele emisiei, să ne dea promoul emisiunii care va debuta, repet, în această seară, începând cu orele 21 și va fi prezentă pe micile ecrane în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 21. Cufărul cu dedicații, Ovidiu, te rog. Dragi prieteni, dragoste pentru muzică, viață și oameni mari adus în casele voastre pentru a vă oferi posibilitatea să faceți dedicații celor dragi. Sunt Ștefania Timofte și vă invit să petrecem împreună prin cântec, joc și voie bună, doar la TLM Neamț. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șeze, doare, la la la. Bună dimineața, Pit, bună dimineața, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici alături de tine. Am avut surpriza în această dimineață să fiu alături de tine. Ce pot să vă spun decât că avem planuri mari, atât pentru televiziune, atât pentru emisiune. Eu am venit cu câteva obiective noi, avem un alt format al emisiunii, avem videoclipuri și suntem aici de luni până vineri de la ora 21. Bine te-am regăsit, fostă și actuală colegă și viitoare, sper, pentru multă, multă vreme, Alina Ștefania Timofte, da? Acum Ștefania Timofte. Ce ți-ai propus cu acest demers al tău, cu acest nou proiect al tău? Pentru că știu că în momentul în care tu te apuci de un proiect, îl faci, frate, așa cum scrie la carte, cu tot ce trebuie, cu toate ingredientele pentru a-i mulțumi, pentru a fi tu în primul rând mulțumită și apoi ceea ce îți dorești cel mai mult, telespectatorii TLM Neamț să fie prietenii noștri, să fie încântați de care este demersul, care este substratul pe care ți l-ai propus cu acest nou proiect, marca Ștefania Timofte și marca TLM Neamț, dragi prieteni. Da, mulțumesc, Pit. Ce pot să spun decât că mi-a fost dor, după cei 3 ani de activitate, mi-a fost dor și am venit cu gândul: e nevoie să fac asta, vreau să fac asta atât pentru mine cât și pentru cei dragi mie. Mă întâlneam cu oameni pe stradă și mă întrebau: domnișoara Alina, așa cum mă știu ei, prefer să mi se spună Ștefania, este nume de sfânt, este numele meu de acasă. Alina e așa, un nume mai mult alintat de scenă. Da. Dar încă domnișoara Ștefania? Da, încă domnișoara Ștefania. Aviz burlacilor care mișună pe aici prin televiziune. Da. Da. Ce pot să spun? Colegul Gabi mă îndeamnă să mă uit la chestia asta pe care o am pe deget. Aici este un obiect din un material prețios. Are un nume generic. Îmi scapă acum, dar nicio problemă. Paula poate fi liniștită. Ținuta din nou Paula Style, da? Ea a ales cămașa asta care a zis ea că e de mare impact. Și mulțumesc încă o dată pe această cale. Ștefania, te rog, te prinde. Nu e niciun fel de problemă. Am venit în urma cererii, aș putea să spun, așa cum spuneam mai devreme, întâlneam persoane pe stradă care mă întrebau: cum, domnișoara Alina, dar nu mai sunteți la televiziune, nu mai faceți dedicații, uite, aveam și eu. Și așa a venit proiectul în sine. Proiectul se desfășoară sub același aspect cât de cât. Vor fi dedicații, vom avea și telefoane în direct, vom avea și SMS-uri, avem și o pagină de Facebook, Cufărul cu dedicații, ne puteți găsi acolo. Puteți să faceți dedicații atât în mesageria Facebook-ului cât și prin SMS-uri, așa cum am spus. Deocamdată emisiunea are o oră.
cu siguranță după o bucată de vreme cred eu că se va alungi nițel, pentru că fiind dedicații atât prin SMS-uri, atât pe Messenger-ul de la chat-ul de la Facebook, telefoanele în direct, care sunt cel mai important lucru, pentru că orice realizator de televiziune care vă oferă această facilitate de a telefona în direct, își dorește să se înroșească telefonul. Și dumneavoastră puteți profita din plin, numărul de telefon va fi afișat permanent pe micile ecrane, sunt apeluri cu tarif absolut normal, nu se percepe nicio taxă în plus, nicio chestie în plus. Sunați și bucurați-vă de prezența Ștefaniei aici în fața dumneavoastră și de proiectul generos pe care ni-l propune. Mulțumesc, Pit. Aș vrea să mulțumesc și eu telespectatorilor, celor care au fost alături de mine și în această perioadă în care nu am fost în fața camerei. Au avut un impact foarte mare asupra mea și asupra evoluției mele și vreau să îi mulțumesc, în special familiei, pentru că știm noi cei dragi au cel mai mare impact, dar asta nu ne... Familia care te-a susținut, familie care s-a bucurat alături de tine în momentul când erai prezentă pe micile ecrane la cealaltă televiziune, când ofereai prietenilor tăi din fața ecranului mici bijuterii din sufletul tău, din sufletul lor pentru alte suflete, pentru alte inimi. O dedicație bucură, nu? Este un cadou. Da. Și cadourile sunt făcute să ne bucure, să ne înveselească sufletul și inima. Cam ce fel de... Cât de bogată este oferta ta, playlist-ul ăla pe care ți l-ai propus, Ștefania? Avem melodii din toate zonele, dar n-aș vrea să stric surpriza. Rămâne pentru fiecare seară de la ora 9, așa cum am precizat mai devreme. Ce ai mai făcut în perioada asta, Alina, cât nu ai fost prezentă pe micile ecrane? Bănuiesc că ai continuat studii, ai experimentat, ai mai lucrat prin diverse domenii. A fost o experiență pentru tine, nu? A fost o experiență, am avut o perioadă foarte încărcată. Cu toate că a fost o perioadă încărcată, am simțit lipsa celor dragi, am simțit lipsa prietenilor, familiei, dedicațiilor, să spun așa. A fost o perioadă în care mi-am terminat studiile, bineînțeles, nu le-am terminat. Am terminat masterul, dar asta nu înseamnă că am terminat să studiez, să învăț. A fost o perioadă în care am crescut și mi-am dat seama de ce îmi doresc mai exact, mi-am dat seama ce îmi doresc să fac, așa că sunt aici. A fost o perioadă de conștientizare, aș putea spune. Tu vii, Alina, dintr-o zonă extraordinar de bogată, o zonă a județului, din zona Petru Vodă, nu? Da. Din câte știu eu, o zonă extraordinar de, ce să zic, frumoasă, e un eufemism deja, cu oameni atât de luminoși și de frumoși la chip și la suflet, o zonă în care tradițiile populare se păstrează uneori cu sfințenie. Tu, la rândul tău, ești promotoarea purului, curatului în folclor, uite, ținuta de pe tine. Spune-ne un pic despre costumul ăsta național extraordinar de frumos pe care l-ai pe tine acum. Da, acest costum este un costum la care țin foarte mult. Este făcută de către bunica mea, Dumnezeu să ierte. Avea un talent extraordinar la cusut. Câți și la pune are, suflet. Asta, are peste 80 de ani. Wow. Are peste... Și este atât de bine păstrată și da. Se vede că într-adevăr ții la ea. Se vede că e cu suflet. Cu suflet. Toate lucrurile care sunt făcute cu suflet sunt de părere că sunt... Modelul e din zona voastră de acolo, de la Petru Vodă, sau e împrumutat cumva de undeva? Este din zona Sucevei. Sucevei, din zona Sucevei. Nu pot acum să dau un cadru pe așa, să plec de jos de la opinci și cioarici pe care îi are Ștefania. Deci sunt opinci din piele, sunt cioarici din lână, are fusta, are catrința, fota, brâneață, nu? Brâneață. Așa. Toate sunt autentice. Toate sunt autentice. În urma activității mele am întâlnit oameni dragi care mi-au oferit câte un cadou.
aș putea să spun mai mult decât un cadou, pentru mine sunt obiecte de suflet. Am câteva ei pe care le voi purta, stimați telespectatori, le veți vedea în fiecare seară. Ștefania, sau unele sunt mai noi, dar lucrate cu suflet și ele? Nu știu dacă sunt cu aceeași vechime, dar cu siguranță sunt lucrate cu suflet, pentru că pot să văd asta de fiecare dată când... Lângă Ștefania, acolo pe canapea, este și o traistă, o trăistuță, trăistuța fermecată, acolo ții tu darurile pentru prietenii noștri, telespectatorii italieni? Aici sunt, să zicem că în dimineața asta nu. Nu, dar este pregătită. Este pregătită, este destul de încăpătoare pentru toată echipa. Pentru daruri pentru toată echipa. Este o trăistuță. Nu, nu pentru echipa neapărat, cât pentru dragii noștri telespectatori. Acolo îți vei ține tu desfășurătoarele. Bineînțeles, bineînțeles. Așa, de fapt, cadourile care vă sunt pregătite și credeți-mă, dragi prieteni, că am urmărit-o pe la blocul de montaj acolo, ce vi se pregătește. Totul de înaltă calitate și... absolut autentic. Ștefania n-a promovat niciodată amalgamurile astea de folclor, etno și tot felul de stiluri, incluzând așa un fel de pseudo-folclor autentic, după părerea mea. Cât de mult îți dorești ca publicul să păstreze în cugetul și în sufletul lor autenticul, Ștefania? Îmi doresc foarte mult acest lucru. Este unul dintre motivele principale pentru care sunt aici. Ținând cont că fac parte din generația tinerilor. Tânără, da. Nu toată lumea iubește muzica populară sau nu orice tânăr din ziua de azi agrează muzica populară. Cu toate astea, eu sunt de părere că atunci când mergem la o nuntă, de exemplu, toată lumea dansează pe muzică populară, exact. Și n-ar fi nuntă dacă nu. S-au auzit câteva chiuituri. Obiceiurile nunții în sine presupun niște chestii foarte, foarte vechi. Foarte vechi, alea cu zicătorile, chiuiturile, cu vornicul, da. Așa, cu vornicul care conduce nunta, încă se mai păstrează, nu peste tot. Din păcate drept. Nu peste tot, încă se mai păstrează. Așa cum spuneam, eu sunt din Petru Vodă, sunt într-o zonă foarte frumoasă, e un peisaj extraordinar. Când mă trezesc dimineața, ies din curtea casei mele și văd Ceahlăul. Pot să spun că sunt binecuvântată că sunt născută la Iași, dar am copilărit în zona respectivă, alături de oameni frumoși, alături de oameni cu sufletul, alături de Părintele Iustin, de întreaga... Părinte pe care știu că l-ai cunoscut. Părinte pe care l-am cunoscut, suntem... ce pot să spun decât că sunt binecuvântată și mă bucur că sunt alături de tine, alături de telespectatorii noștri. Sper să pot să împărtășesc din bucuria mea de a fi alături în fiecare seară, așa cum am zis, cât despre ceea ce port, le port cu drag de fiecare dată, sunt mândră de ele și le păstrez cu drag. Am primit și cadouri, așa cum spuneam, obiecte de suflet pe care le veți vedea și dumneavoastră, stimați telespectatori. Fac cu sufletul și sper să simțiți și dumneavoastră acest lucru. O să-ți împodobești tu platoul cu scoarțe, cu ștergare, cu nu știu dacă aș putea să aduc chiar scoarță, dar mă strădui. Strădui, cu siguranță va fi un decor adecvat scopului pe care și-l propune demersul tău artistic. Ne propunem să fim într-o nuanță cât mai autentic. Și îți dorești, bănuiesc, ca și cei tineri, urmărind emisiunea ta de dedicații, să se apropie sufletește de folclorul autentic, nu? Da, îmi doresc acest lucru, cu toate că fiecare este format în felul lui. Omul face lucrurile pe care le simte, eu am simțit asta și poate aș putea fi o sursă de inspirație, o sursă de hai să trăim cu sufletul, să spun așa. Dar depinde. Tu o să pregătești, nu știu dacă face parte tot din marea surpriză pe care... Teleama oferă telespectatorilor și prietenilor noștri, tu pregătești și alte evenimente, gen spectacole, ceva, manifestări pe teren, gen șezători sau, nu știu, spectacole folclorice, într-alea adevărat, așa, la care se vezi în colțul ochiului câte o lacrimă la un moment dat. Ai multe surprize să ne oferi. Nici eu nu le știu pe toate, dragi prieteni. În bucătăria casei, în bucătăria Telem, aici, în retortele alea aflate în laboratorul acesta, vi se pregătesc în continuare multe, multe surprize de la noi pentru dumneavoastră, prietenii noștri. Ștefania, crezi că faci față, nu? Fiecare o emisiune de asta care se ține fiecare seară. Abia aștept. Ia uitați-o cum debordează, dragi prieteni. Abia aștept. Da, avem planuri. N-aș vrea să dau prea multe detalii. Vreau doar
Vreau doar să știți că sunt aici în fiecare seară și fiind cu mine veți afla mai multe detalii pe parcursul emisiunilor. Ai spus că melodiile pe care le pregătești, pe care te pregătești să le dăruiești prietenilor noștri sunt din diverse zone ale țării. Tu ești o cunoscătoare sau o, cum te consideri, o cunoscătoare sau o observatoare a fenomenului folcloric românesc? Aș putea să mă încadrez între amândouă. Aș putea să mă încadrez între amândouă, deoarece pe lângă că stau deoparte și observ fenomenul în sine, în același timp încerc să-l și cunosc. Cât despre muzică, ne-am propus să promovăm și tinerii nențeni. Avem talente aici în Piatra Neamț și nu numai, în județul Neamț. Avem surprize. Avem surprize. Ei, în momentul când și platoul Telem ne va permite, vei aduce surprize și aici, dacă nu vom merge noi pe teren și vom asista și filma în același timp ceea ce tu ne pregătești și uite chiar asta extraordinar de frumoasă și bună treabă cu promovarea tinerilor din, de lângă noi, nu? Cei de lângă noi. Cunoaște, cunoaște, bănesc. Bineînțeles, avem copii talentați, au fost și în emisiunile trecute, vor apărea și în emisiunile noastre. Avem copii care au potențial și ar putea să meargă împreună doar sprijinindu-i, pentru că la un moment dat există posibilitatea să, apropo de tânăra generație, nu când muzică populară, nu știu ce, nu știu ce, dar dacă suntem acolo să-i sprijinim și dacă suntem acolo să trăim alături de ei cu sufletul și să vadă că pur și simplu ne bucură, cred că acesta poate fi un motiv pentru care am putea să continuăm. Eu am văzut mai multe cazuri de tineri care băteau la porțile consacrării artistice ca și cântăreți. Am văzut mai multe cazuri de convertire de la cei care au început cu muzică ușoară la muzica populară decât invers. Cum găsești tu fenomenul ăsta, Ștefanie? Până la urmă se spune că viața s-a născut la sat, viața s-a născut la țară, plecăm la origini și toți ne întoarcem acolo, de acolo de unde suntem. Tradiția a fost dintotdeauna, folclorul a fost dintotdeauna. Ce poate fi mai frumos decât să trăiești în copilărie, ce poate fi mai frumos decât să-ți aduci aminte de bunica care venea în fiecare dimineață cu părul legat la spate, cu turbanul prins frumos, cu găleata cu lapte, trecând... Proaspăt, da? Trecând... Aburind, așa? Ah, idilică imaginea! Da, ce poate fi mai frumos decât să ne întoarcem la copilărie și la locurile în care chiar am simțit că suntem autentici. Acum, odată cu trecerea timpului, odată cu modernizarea, cu tehnologia, din păcate în viața noastră apar schimbări, dar am putea spune și în mod pozitiv și în mod mai puțin pozitiv. Și ar fi păcat, Ștefania, să se piardă niște nestemate folclorice românești, niște nestemate, iată și... Podoabe. Podoabe și... Tot mă uit la ia ta și la tot costumul ăsta care este atât de sugestiv. Imprimat pe ia ta este sufletul bunicii tale. Nu? În momentul când l-a cusut și asta, o parte... Cânta în timp ce lucra sau ți-a cântat Ștefania? Din păcate, eu eram destul de mică când a murit bunica mea. Aveam 8 ani, dar mama mea mi-a povestit multe despre ea. A fost o femeie deosebită. Presupun că ce poate fi mai frumos decât să lucrezi cu sufletul și să cânți, să doinești, în lungile nopți, salut Adi, în lungile nopți de iarnă, o țărancă nu stătea degeaba, Alina. Așa este. Când muncile câmpului nu mai erau o prioritate, nu? Aveau grijă de animalele de lângă casă, pentru care se făcea aprovizionarea în toamnă, iată cam pe vremea asta, da. Și apoi se trecea la războiul de țesut, la... nu? Apropo de asta, fac o paranteză, m-am întâlnit cu o persoană dragă mie, în vârstă de 80 și ceva de ani și mi-a spus în felul următor: uite, nu știu cum e viața de acum, dar aveți atâtea mijloace prin care să vă ușurați munca, vorbesc de mașină de spălat, de tot ce înseamnă ușurarea muncii. Și cu toate astea, aveți timp din ce în ce mai puțin și pur și simplu nu trăiți, sunteți atât de stresați, iar eu am stat așa și m-am uitat, uite, are perfectă dreptate, cu toate că avem atât de multe lucruri care ne ușurează munca, pur și simplu nu trăim
Nu avem, nu ne dăm timp să trăim și cu sufletul și să ne bucurăm. Și a fost așa o paranteză pentru mine și pentru sufletul meu. Uite, e nevoie să-mi fac timp pentru mine, e nevoie să-mi fac timp pentru cei dragi. Iar dacă eu fac ceva cu plăcere și ar putea să aducă plăcere și celorlalți, nu putem decât să creăm o atmosferă de suflet și o atmosferă de bucurie. Și să fie un exemplu de urmat, Ștefania, nu? Pentru că și da, alți tineri de vârsta ta, de vârsta apropiată ție, să se implice în ceva, în primul rând pentru sufletul lor și apoi, dacă se poate, să și dezvăluie, să și împartă bucuria lor celor dragi, prietenilor, viitorilor prieteni, nu? Doamne ajută! Am întâlnit de cursul emisiunilor oameni deosebiți care fac asta cu drag. Vorbesc de profesori coregrafi, vorbesc de profesori care se ocupă în mod special de copii și mă bucură extrem de mult să văd că suntem în aceeași breaslă, aș putea să spun. Suntem acolo să-i ajutăm pe ceilalți, să-i fiecare susținem și cum, să punem fiecare părticica lui. Cum poate, nu? Exact. Simplu fapt că punem umărul pentru așa ceva. Eu îmi exprimam față de dragii noștri prieteni părerea mea că eu sunt foarte atașat de viața culturală nemțeană, pietreană cel puțin, și de cea nemțeană de câte ori pot, dar ca observator așa, nu fac parte, recunosc, nu cred că fac parte din lumea culturală, lumea artistică, dar ca observator îmi aduc și eu umilul, pun și eu umilul umăr la ajutarea acestora. Demersul tău este același lucru. Important e să fim câte puțin, fiecare câte puțin, dar important e să fim uniți, pentru că așa ținem oarecum alături de noi tot ce înseamnă comoara sufletului. Pentru că folclorul și tradiția au fost dintotdeauna și e important să le lăsăm ceva și celor dragi, să împărtășim și cu ceilalți. Ești tânără și frumoasă, erai un pic și mai tânără când te-ai apucat prima oară de un proiect de asemenea învergură. De ce spre folclor, Ștefania? Pentru că aveai o căruță de alte oportunități mai apropiate poate de vârsta ta. De ce spre folclor și de ce am continui în aceeași direcție? Încă de când eram mică eu îmi doream să cânt și îmi doream să... Eram cea veselă din grup, hai să dansăm, hai să jucăm, hai să... De acolo a venit dorința, iar atunci când a apărut oportunitatea și nu întâmplător se spune că nimic nu e întâmplător, pur și simplu am urcat așa scară cu scară, aș putea să spun, și de asta sunt aici, pentru că a fost la sufletul meu de când eram mică, mama mea cânta, Dumnezeu să ierte, tatăl meu e acolo, presupun că mă urmărește, te iubesc mult. A fost acolo dintotdeauna, am crescut cu muzica în sânge, așa cum se spune, și ce poate fi mai frumos decât să împărtășești asta. Iar când o faci cu drag, e... Tu, Alina, ești atât de tonică și plină de energie. Ți-ai spus vreodată că nu poți face ceva? Nu. Niciodată să nu spui niciodată. Eu sper să nu spun asta, cu toate că uneori întâmpin dificultăți în anumite domenii, dar mă strădui să învăț câte puțin din fiecare, dacă pot să spun așa. Consider că atunci când vrem să facem un lucru, îl facem. Iar atunci când îl facem și cu pasiune, se vede că îl facem cu pasiune. Este și mai bine că rezultatul este mult mai apreciat. Nu neapărat apreciat, pentru că tu nu cred că vrei să te oprească chiar fiecare trecător de pe stradă să spună, vai, Ștefania, ce frumoasă și ești și ce bine arăți și ce... Tu vrei să transmiți un fel de mesaj, mesajul tău către dragii noștri prieteni. Iubiți folclorul, oameni buni. Iubiți folclorul și fiți alături de mine pentru a promova tot ce înseamnă autenticitate și tot ce înseamnă spirit românesc. Și ce înseamnă să fie alături de tine? Să te sune, să înroșească telefonul, da? Să-ți trimită mesaje de tot felul și SMS-ul și pe Facebook. O să ții pagina de Facebook la zi, nu? Va fi la zi. Totul va fi aranjat așa cum e nevoie pentru ca telespectatorii noștri să aibă facilitatea de a ne găsi ușor și de a fi alături de noi. În orice moment al emisiunii și nu doar. Dragi Doamne prieteni, ajută! Pentru că noi avem deja programe frumoase pe care vi le-am oferit. Urmează în grila de programe noi și noi surprize din cele mai plăcute. O să avem emisiuni de cultură, o să avem emisiuni dedicate pentru multor domenii. Emisiuni care fără îndoială vor găsi o nișă
vor găsi un grup de telespectatori care să le urmărească, vrem să ne adresăm câtor mai mulți dintre dumneavoastră. Asta este scopul, rațiunea noastră de a fi aici, acum și pentru viitor. Ce planuri mai ai tu, Alina, în afară de emisiunea asta, așa, planuri pentru tine, ia să auzim, noi, Ștefania, pardon, nu Alina, Ștefania, ce planuri mai are pentru viața ei? Jucăm la o nuntă, Ștefania? Păi, o nuntă de-aia autentică, chiar mi-aș dori să particip la așa ceva, Doamne o nuntă ajută. A ta și organizată de tine. Doamne ajută! Ce pot să... Toate se întâmplă la timpul lor. Doamne ajută să avem parte de cei mai bine pentru noi și cei mai frumos. Planuri sunt multe, dar le voi împărtăși în timpul emisiunii mele. Pe rând, toate la timpul lor, toate da? Toate la timpul lor, așa este. Alina, ce pot să spun? Sunt extrem de bucuros că te-am reîntâlnit, că suntem colegi, da? Iată, uite, și în viața mea ai văzut că a intervenit o mare schimbare din spate în fața camerei. Ca și tine am luat chestia asta drept o provocare și provocările fiind făcute pentru oameni, e musai să încerce măcar să le depășească, nu? Ai avut trac atunci la începutul primelor tale emisiuni? Bineînțeles. Bineînțeles, dar mascat foarte bine. Nu știu dacă a fost așa, dar un mare filozof spunea toate lucrurile sunt greu de făcut înainte de a fi foarte ușor de făcut. Suntem oameni, dacă nu am avea emoții, dacă nu am avea trac, cred că nu am putea să transmitem ceea ce simțim. Pur și simplu am fi roboței. Pune acolo pe canapea un robot, nu? Așa, care să programeze, așa, care să preia, îl salut și pe Mihai, colegul nostru, am un robot care să programeze, să facă un playlist și așa sec, la modul rece, electronic, exact. N-ar putea transmite mai nimic, bănuiesc. Pentru că tu dacă propui o dedicație, o faci din tot sufletul. Așa este. Dragi prieteni, nu uitați, începând cu seara aceasta, de la orele 21, pe Telem Neamț, Cufărul cu dedicații. O să rog pe prietenul și colegul și DJ-ul și regizorul și butonarul de acolo de la emisie să mai pună o dată promo-ul emisiunii. Alina, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Prezența ta, ți-am spus, este agreabilă aici. Mă bucur că suntem din nou colegi și mă bucur pentru emisiunea ta. Îți țin pumnii pentru prima emisiune, cea de diseară, de la orele 21. Și eu știu că o să te descurci fără probleme. Doamne ajută, îți mulțumesc și ție, Pit, pentru invitație, mulțumesc telespectatorilor, sper să fiți un număr mare alături de mine. Ne vedem diseară la ora 21. Mulțumesc, Pit. Ovidiu, te rog promo-ul încă o dată la emisiunii. Dragi prieteni, dragostea pentru muzică, viață și oameni m-a readus în casele voastre pentru a vă oferi posibilitatea să faceți dedicații celor dragi. Sunt Ștefania Timofte și vă invit să petrecem împreună prin cântec, joc și voie bună, doar la Telem Neamț.